Atlantia viver, Atlantia vincere, Atlantia victor. Atlantia viver, Agartha viver, Shambhala viver, Lemuria viver. În acest film, făcut duminica, pe la ora 5, duminică 8 noiembrie 2015, voi cupla tratatul de medicină al lui Apollo cu ceea ce știu eu și am auzit din bătrân din existențele anterioare, cum poți să vindeci niște bolnavi care au fost arși. Sigur că am menisat la mine, pe cei de la chirurgie plastică, asta nu este un... și pe cei de la consultație Presidency Row și pe președintele Moldovei și pe serviciile secrete din Moldova. Există un scop pentru care i-am pe toți, pentru ca să afle cât mai mulți. Da. Cum miere se face vindecarea? Se ia corpul bolnavului ars și se bagă în miere, într-un butoi de miere. Prin venele de la gât se face o incizie și se hrănește cu sel fiziologic bolnavul și îi se poate pune pe bot sau pe ăsta, pe față, o mască de aer și prin care să fie hrănit cu oxigen. Da? Bun. De ce prin miere? Păi, în afară de calitățile antiseptice regenerative ale mierei, ea scoate aerul. Dacă corpul uman este format din organe. Organele sunt formate din țesuturi celulare. Țesuturile celulare sunt formate, evident, din celule. Toate celulele din corpul uman, care sunt 1,23 quadrilioane în total, se regenerează odată la 7 ani. Deci odată la 7 ani trebuie să ne crească mâinile, picioarele, dinții în gură. Și accidentul ăsta că l-am avut eu acum 7 ani la Sarmi Segetuza, când mi-a zburat genunchiul pe interior și mi s-au rupt astea, ligamentele încrucișate, și s-au bătut capetele oaselor între ele și s-au format niște fracturi pe capătul femurului și pe cealaltă capetele oaselor. Și organismul a venit și a făcut o peliculă care să protejeze zona, care se numesc calcinații. Deci o peliculă de calciu, da? Pelicula asta de calciu se bate între ele și am apă la genunchi. De ce nu s-au vindecat în 7 ani chestia asta? Pentru că odată la 7 ani, dacă se schimbă toate celulele din corpul uman și corpul uman este format din celule, presupunând că nu există spirit, dar există spirit, pentru că altfel lucrurile s-ar regenera. Deci dacă omul nu ar avea suflet, nu ar avea spirit, dinții mei i-ar crește din nou în gură, așa, odată la 7 ani, omul ar trăi 150.000 de ani, dar, din păcate, noi suntem influențați foarte mult de ceea ce gândim. Că sunt unii care spun, a, nu există Dumnezeu, nu există spirit, există numai mintea umană, de parcă mintea umană ar fi un rahat. Așa, mintea umană este foarte puternic. În creier există și în sistemul nervos vegetativ, care continuă în creierul mic și în coloana vertebrală, există 100 de miliarde de neuroni. Capacitatea computațională totală este de 4 la puterea 100 de miliarde, pentru că fiecare celulă nervoasă are un axion, care s-ar cătui prin unirea a trei brațe a agatârșilor, a bacteriilor din agarza, care au câte 8-12 brațe fiecare, așa este o bacterie. Deci o bacterie este un organism unicelular, are o membrană, are un nucleu, se poate fi anucleat, majoritatea bacteriilor sunt anucleate și există un conținut acolo și există ADN-uri și RNA-uri, acid dezoxiribonucleic și acid ribonucleic, da? Și acestea dau caracteristicile omului, deci dacă ar fi să ne luăm după materialiști, faptul că eu votez cu Iohannis este dat de ADN-ul meu. Și faptul că unii fură, sunt criminal, hoți, curve, nu știu ce curvare, este dat de ADN, ceea ce înseamnă că ar trebui să eliberăm toți nebunii din spital de nebuni și pe toți criminali de închisoare. Dar adevărul este că, deși 1 la 64 de milioane de oameni este exact la fel, adică arată exact la fel pentru că ADN-ul se repede, ce este numai 64 de milioane de combinații posibile. Da, și există 7 miliarde de oameni și 50 de miliarde de ființe inteligente pe această planetă. Ceea ce înseamnă că unii oameni se repetă. Dar deși se repetă ca și corp fizic, ca și înfățișare, cu toate astea, personalitatea lor este diferit. Ei sunt diferiți ca și spirit. Da? Se comportă diferit, trăiesc în țări diferite. Bine, spuneți că e educația, bla bla bla, că totul vine. Da, am mai auzit prostiile astea. Dar atunci, de ce copiii își resping părinții și așa mai departe? Și corpul uman se obișnuiește cu durere. Uite, eu am o cară aici, o strungăreață între dinți și corpul nu a venit să facă os. Există țesut tare și țesut moale. Țesutul tare este țesut osos, de aceea nu mi s-au refăcut în întregime fracturile osoase, pentru că țesutul tare se reface mai greu decât țesutul moale.
Sunt tumoale, sunt mușchi, ligamente, piele. Pielea este un organ care face ca celelalte organe din corpul uman să nu fie afectate de aer, pentru că aerul este infectat cu bacili, cu bacterii și cu virus. Virusii sunt tot niște fel de bacterii, dar care nu au membrană celulară. Ei sunt numai ADN-uri și RNA-uri. Sunt practic informație. Da? Bun. Și pentru ca corpul să se poată reproduce, celulele să se divide și să, așa cum se divide și bang, au dat la 400 zile bacteriile din agarta și fac bl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 
bărbatul își bagă pula în pizda, muierii la muiere îi se umflă burta și apare copilul și totul se dezvoltă conform cu spiritul lui, că este o, sigur, este o prostie să spunem toate sentimentele noastre, tot ceea ce gândim se află în ADN. Nu, înfățișarea primară, deci se află în ADN. Na, și de aceea, în primele săptămâni de viață, un pui de reptilă seamănă cu un pui de om, dar după aceea ei se dezvoltă diferit, da? Bun. Și avem asta, că eu sunt dragon, eu sunt om, tu ești dovachinist, o asociație dovachinul, că nu vă să mă primească, că de ce taic mă decapitat pe maică, deși sunt o fel de probleme raportate la ce specie ești, dacă ești unicelular, dacă ești multicelular. Deci Aniculus din Bărla City, care e bacterie în agarta, că el nu înțelege cum poate funcționează o ființă multicelulară, pentru că el presupune, ca și majoritatea doctorilor de astăzi, că celulele mele hotărăsc în locul meu. Adică eu sunt un complex de celule, o colectivitate de celule și aceste celule votează într-un mod absolut democratic, există 100 de miliarde de voturi și noi votăm ce să facem, ce să spunem, ceea ce înseamnă că de fapt nu există individualitate umană, există o colectivitate umană. Dar, mă rog, nu o să continui. Deci, ideea este că este nevoie de un mediu antiseptic. Dacă nu aveți un borcan cu mine sau un butoi, puneți-l pe bolnav în vid. Pentru că în vid, sigur, intubați și ăsta, așa, și să fie hrănit, în vid nu există aer și nu există bacil și poate corpul uman să-și recreeze mușchi și oase, nu știu ce. Am văzut că voi ați făcut grefe de piele, dar făcând grefe de piele, voi ați înlăturat protecția pe care și-a făcut organismul. Deci organismul o creat ca și atunci când te tai, da? O creat o pojiță de sânge și limfă întărită pentru ca sub ea, într-un mediu antiseptic, adică într-un mediu în care inițial au existat bacterii, dar au venit anticorpii și le-au ucis, da? Să poată să recreeze ceea ce a fost înainte. Îndepărtând această pușchiță, că la ei li s-au ars mușchii, ligamentele, pielea o vezi mai nădânc până la os. De aceea, că spuneau ăștia atunci când i-au scos, s-au desprins de pe ei carne, mușchi, astea, zonele carbonizate. Evident că s-au desprins, pentru că asta este vindecare. Și prima dată trebuie să se desprinde zonele carbonizate. Sau unele chiar la suprafață rămân, pentru că organismul se folosește de aceste zone carbonizate ca să-și asigure mediul antiseptic, lipsit de aer, lipsit de anaerob, lipsit de bacterii și virus, și în care el să acționeze și în care celulele să se poată vindeca. Aerul și oxigenul care sunt necesar pentru diviziunea celulară este adus prin sânge, prin circulația sanguină, prin artere și vene. Arterele duc și venele aduc, da? Sau invers. Când ați făcut grefele de piele, ați dat la o parte cea protecția care a făcut-o corpul, da? Și atunci corpul uman a trebuit să găsească alte resurse care vin din hrană, pentru că corpul uman este ca o uzină care procesează hrana și o transformă în substanțe nutritive care sunt duse din creier, vine totul de aici, din creierul mic, aici între creierul mic și creierul mare există o glandă. Hipofiza se numește, de unde se secretă celule albe. Da? Și deja deci se creează și leucemia, pentru că unii oameni se sperie. De exemplu, am avut o prietenă, soția lui Dracula, lui Andrei Cristian Tătaru, care s-a îmbolnăvit de leucemie pentru taică s-a murit, pentru că a apărut frica de moarte. Deci ea și-a imaginat că urmează să moară și ea. Și atunci corpul, simțind chestia asta, a secretat în exces celule albe care se luptă împotriva virusurilor, pentru că corpul uman a presupus că ea este infestată de virus și de aceea se teme de moarte. Și s-a îmbolnăvit de ceea ce se numește leucemie.
Bun. Există tratament foarte scump, 150.000 de dolari costă în Elveția, vine un doctor, ia și îți face o injecție, îți ia câteva celule care nu sunt bolnave și în laborator le diversifică și pe aceea trage serul, bagă în apă, trage serul într-o seringă și vine și îți bagă seringa și ți... Na, și în felul ăsta, în coloana vertebrală, în măduva spinării și în felul ăsta îți, te face să te simți mai bine. Pentru că la bază este informația, deci informația din celulele sănătoase este preluată și de celulele bolnave. De aceea, așa când ne îmbolnăvim de cancer, există la fel un tratament, să iei din celulele sănătoase, să iei celulele sănătoase să le injecteze în partea care se dezvoltă într-un mod nearmonios. Dar de multe ori când e vorba de cancer, avem de fapt o încercare a organismului de a se proteja. Un om care fumează 50 de ani, evident în fum există nicotina și plămânii lui îi se îmbibă cu tutun, nu? Cu nicotină. El încearcă să respire, alveolele pulmonare îi se sparg și unele microvase de sânge îi se sparg și atunci vine organismul și creează niște poșghițe în interiorul plămânilor ca să nu se îmbolnească de septicemie, să nu meargă sângele ăla care nu mai e în vase de sânge și să infecteze tot restul corpului să moară. Bun. Asta se întâmplă și când ai cancer la colon, taică-meu. Că unii se screm să se cace, de ce? Să defecheze, pentru că ei nu mai au încredere în ei. Și se sparge, se taie colonul, că colonul este ultima parte a intestinului gros, prin care vine rahatul, da, căcatul. Și vine organismul și creează acolo o poșghiță care, despre care unii spun că este cancer, dar nu este de fapt cancer, este o poșghiță sub care organismul încearcă să repare acea rană internă. Și s-a îmbolnăvit de cancer la colon, fata aia. Și i-am spus să se hrănească numai cu apă, și cu femeia aia, și cu ăsta, cu... Și mâncare să nu mai ia, pentru că dacă mânca, atunci îi exploda burta, exploda intestinele, da? Pentru că nu mai putea să se cace, pentru că colonul era complet închis, era o bubă mare, da? Pe interiorul colonului și nu mai putea să se cace. Și atunci a spus să nu mai mănânce deloc, mai să bea apă și să mediteze și în felul acesta corpul ei s-a umplut de lumină prin meditație și și apa a contribuit la hidratarea organismului și a fost practic ca un fel de ser fiziologic, pentru că și serul fiziologic este apă cu sare. De fapt, mulți se întreabă cum e posibil ca un om aflat în comă să fie hrănit an de zi numai cu apă cu sare. Păi pentru că el se hrănește cu lumină prin corpurile lui subtile pe aici, prin cele 7 chakre, da? Bun. Și i s-a retras, deci corpul a reabsorbit acea eczemă, acel cancer, pentru că ea și-a închis rana care o avea pe colon. La fel este și cancerul la creier. Când ai un atac cerebral, te enervezi și îți explodează o venă, imediat vine organismul și creează o poșghiță, la fel ca sângele să nu-ți inunde tot creierul și să mor dracului. Da. Și după asta se numește, unii o numesc cancer, pentru că ei consideră că este o dezvoltare nearmonioasă a țesuturilor celulare. Dar nu este așa. Bun, deci, rezumând, pentru ca să se vindece rănile acelor care au fost arși, trebuie ca zonele respective să fie protejate. Țesutul ăla de piele este un țesut străin, sigur, atunci când ai o rană la suprafața corpului în care nu a piele a fost afectată, este foarte bine să faci o grefă de piele, dar pe de altă parte, dacă au fost arse ligamente, mușchi, nu știu ce, vase de sânge, nu poți să pui grefă de piele, pentru că prima dată trebuie să se refacă acele țesuturi și acele organe, nu? Înainte să vii să pui pielea deasupra. Dacă vii pielea deasupra, atunci organismul o respinge ca pe un corp străin și o dă afară și încearcă el să facă, dar s-ar putea să nu aibă suficientă mâncare, suficiente resurse și să moară acel om. Da? Pentru că asta nu se întâmplă peste noapte. Există terapia cu mere. Trebuie să mănânci 1-3 kg pe zi. Merele verzi din Germania îți dau, la care se închide nemții, sunt Grünewald, sunt merele care îți dau prin coaja lor, pot să mâncați mai coaja lor, există o chestie, există o tehnologie atlantă. Merele galbene din Olanda te fac să fii creativ, merele verzi te fac să fii sănătos, merele roșii te fac să trăiești mult, 150.000 de ani.
De aceea e recomandabil să mâncați toate trei merele. Era o familie din Cluj care tăiau merele în bucăți, cumpăra toate, că în țările din vest ăia sunt divizați într-un război ideologic al merelor. În Anglia numai mere roșii, în Olanda numai mere galbene, în Germania numai mere verzi, în Franța împărțit, în Spania la fel mere galbene, Ionatan, în Portugalia mere verzi și așa mai departe, în Austria. Ok. Nu stau acum să vi le spun pe toate. Da. Da, e o poveste cu frații care s-au dus fiecare mâncat al mărșii, s-au împărțit de triburi, s-au bătut ăștia vikingii sau ce naiba, ce triburi sunt pe acolo între ei și așa mai departe. Ok. Și asta o obțineți când băgați bolnavul complet într-un butoi cu miere, dați un butoi de 50 de litri, mierea, noi nu e suficient numai să puneți așa o peliculă invizibilă și să așteptați ca până a doua zi dimineața să-i se refacă toate programele, nu, e nevoie de câteva luni, da. Îl băgați complet în miere și mierea vine și acoperă și atunci nu mai există aer și nu mai există bacterii și nu mai există virus. Și vine organismul și prin și el preantă organismul de îndepărtează toate sensul de moarte, de să nu faceți prostia după o zi, să-l scoateți de acolo că l-o omorâți. O să înceapă să-i curgă sângele, da? Deci prima dată în miere o să-i se desprinde toate sensul de moarte care s-a dat, pentru că organismul nu mai are nevoie de ele. Organismul se folosește de miere ca de un sesut care acoperă rana. Și după aceea organismul începe să se refacă singur, bineînțeles dacă este hrănit și dacă nu se masturbează omul respectiv, pentru că asta e chestia, că întotdeauna resursele organismului uman sunt, există trei priorități. Prima prioritate este reproducerea. Deci întotdeauna când te masturbezi noaptea, tu elimini lichidul seminal, sperma, și atunci organismul vine și face altă spermă, da? Pentru că prima lui prioritate este reproducerea. Și atunci el nu mai alocă resurse ca, de exemplu, să-mi crească înapoi dinții în gură sau să mi se repare mâinile și picioarele și coloana vertebrală și așa mai departe și mintea. De aceea, în practicile spirituale, prima chestie este să nu te masturbezi, să nu faci sex cu femei. Era o chestie într-o mănăstire budistă. Prima dată te ținea 7 zile la ușă, te întreba cine ești, spunea, eu sunt, cum mă cheamă. Nu, nu ești ăla. Cine ești? Eu sunt Dumnezeu, eu sunt Iisus Hristos, eu sunt Buddha. Și până nu spunea, eu sunt tu, noi sunt, noi avem același spirit, deschide-ți ușa ție, nu-l primea. Și când spunea, ajungea la asta, la chestia asta, să spună, mă, eu sunt tu, tu ești, tu îți bați singur la ușă, îi deschidea ușa. Și după aceea îi impunea să nu se masturbeze, să nu facă sex. În prima seară aduceau niște fete virgine de 15, 14, 15 ani, 13 ani, 12 ani și le puneau în pat cu ei. Și trebuiau să nu le fută și să nu se masturbeze uitându-se la ele. Că dacă nu, îl omorau, pe ăsta îl decapitau și fata era arsă pe rug, mi se pare, sau strânsă de gât și arsă pe rug, ceva de genul ăsta. Și, bine, erau multe femei, că acolo, nu, așa acolo există explozie de copii, fiecare femeie are 15 copii, 25, pentru că corpul uman se reface. Deci, există perioada la fiecare 25 de ani. Primii 10 ani din viață e o perioadă așa foarte tumultoasă și după aceea apar durerile. Între 35 și 40 de ani, a doua perioadă când organele sexuale și la femei și la bărbați se refac și e o perioadă în care nu trebuie să muncești foarte mult. Că am dureri și aici, așa, aici, așa, aici, mă doare și lumea spune, a, corpul se schimbă și toate chestiile astea tribale, că 16 virgine să fie dezigenați la 35 de ani, 32 de virgine la 40 de ani, să nu faci sex între timp cu femei, pentru că dacă faci sex îți pierzi energia sexuală și pergându-se energia sexuală, corpul uman nu se mai reface și dacă corpul uman nu se mai reface, atunci ajungi să fii bătrân după 40 de ani, ceea ce se întâmplă cu majoritatea oamenilor. Și a doua perioadă e numai între 65 și 70 de ani. Și a treia între 95 și 100. Da? Bun. Că e 25 și încă 5. Da? Bun. E destul de greu. Corpul uman s-a obișnuit atunci fiind bătrân, fiind așa, și în momentul în care tu
îi dai energia, adică nu te mai masturbezi și nu mai faci sex cu femei, simți cum șarpele Ouroboros se urcă pe coloana vertebrală și vine așa și vine în față aici, da? Și după aceea încep să îți crească dinții, nu știu ce, când spunea bunica mea că străbunicul sau bunicul străbunicul meu, la 40 de ani au picat toți dinții din gură. Și până la 70 de ani nu mai avut niciun dinte, deci la 70 de ani, între 60 și 70 de ani, ăla nu mai făcut nimic, era la pensie. Și au început toi dinții să-i crească, dar din păcate o murit între timp. Dumnezeu să-l ierte. No. Străbunicul o trăit până la 95 de ani. Bunica mea are, în fine, 88. Ok. Și apar și chestiile astea sexuale, că bunica mea urmează acum un tratament cu lumină. Și a început să-mi spună chestii de genul că eu trebuie să stau cu ea, că nicio femeie nu se uită la mine, chestii de gelozie, și îmi spunea că îmi taie pula și fermerulei și o mănâncă. Și chestii de genul, ți-o tai, zice așa. Deci are chestii de astea sexuale, sexualitatea iarăși renaște în ea. Și da, sigur că e vorba și de societate, că sunt societăți, cum e societatea noastră, primitive, în care se consideră că după 35 de ani, cum spunea bunica mea, că după 25 de ani nu mai am dreptul să mă căsătoresc, nu pot să-mi bag pula în pizdă, nu pot să las femei gravide, că ea confunda sexualitatea la bărbați cu aia de la femei. Și îmi spunea că după 35 de ani nu mai am dreptul să mă urc pe munte, să mă caz pe munte, că toate articulații mă dor, și într-adevăr mă dor articulațiile, pentru că încearcă să se refacă. Dacă eu nu m-aș mai masturba de 3 ori în fiecare zi, s-ar putea reface mult mai bine. Dar voi nu aveți problema asta cu ea care sunt comă, că ea care sunt comă săraci nu pot să se masturbeze, deși le-ar place, că decât să tot urle, mai bine s-ar masturba și s-ar gândi la niște gagici faine pe care să le fută. Dar cam asta e. Deci poți să trăiești 150.000 de ani cu terapie cu lumină, nu știu ce, dar ce mai important e terapia spirituală, adică să pricepi dracului, să nu te masturbezi, să nu faci sex cu femei, și atunci corpul se reface. Am avut o perioadă în 2010, când de la fel simțeam că eram pe moarte, că ăștia mei nu mă lasă să mă duc la doctor, că chestiile cu nopilii nu știu ce, și tot îmi spun că n-am nimic la genunchi și tot drept, și atunci mi-am impus 3 luni să nu mă masturbez și am reușit. Am reușit între februarie și mai 2010 și m-am simțit ca de 15. Facea de dată când mă masturbam, atâta sperme și acurac. Da. Na, bun, da. Într-o societatea noastră e destul de greu. De-aia e mai bine să fii în comă și să fii pe jumătate mort, pentru că atunci când ești în comă și ești pe jumătate mort, inteligența corpului uman, inteligența celulară preia. Și dacă nu fac ăia de lângă tine, medicii care îi presupun că te ajută foarte multe astea, că unii spun, bă, ce substanță vreau scrie tol, că tolul e însă combina cu acetul clorid și o ieși tot substanța, hai să luăm niște probe, să nu. Așteptați până moare. Așa, bun, ceau, să fiți iubiți.